este prima colaborare, nici cu Castelul Bran, dar nici cu Florin și nici cu doamna Angela. Doamna Angela mai organizat la Centrul Cultural Reduta expoziția Portul de Ișorean în miniatură, iar cu Florin nenumărate proiecte. Dorim să vă mânăm niște diplome din partea Consiliului Județean Brașov, Centrul Cultural Reduta Serviciul Cultură Tradițională, și să vă mulțumim pe această cale pentru această colaborare. Prima diplomă o număm ca semn de apreciere doamnei Angela Popoia. Vă mulțumim pentru colaborare, mulțumim și eu, și vă dorim mult succes în continuare și toate cele apreciere. Următoarea diplomă este pentru Florin. Și Alin. Mulțumesc. Mulțumim din nou. Mulțumesc și eu. Asemenea. Și nu știu dacă aveți vreun votat. Sigur că aveți. Diploma este pentru Ciota de Fecior. Și noi mulțumim. Așteptăm să ne încântăm pe colindele voastre și ne dorim să vă vedem la un joc în curtea castelului. Dar înainte de aceasta, o să vă rugăm și pe dumneavoastră, doamna Angela, și pe tine, Florin, să spuneți câteva cuvinte. Da. Eu, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitație și pentru că apreciați și ne, în felul acesta ne facem un pic de reclamă, pot să spun. Eu lucrez păpuși cam de 10 ani. Mi-au plăcut, îmi place portul și vreau să-l duc mai departe și multe sunt din viața satului, din obiceiuri, din viața satului, colindătorii care îi avem și aici expuși. Nici nu știu ce am trimis exact. O scenă dintr-o șezătoare. Din șezătoare, da, șezătoarea de fetele care lucrau înainte de sărbători, făceau bețele feciorilor care le au și vrestele care le poartă în timpul sărbătorilor de iarnă. Și aceasta era specifică sărbătorilor de iarnă, această activitate. La Deișoara am foarte multe, am peste 100 de păpuși, am și un muzeu format din mai multe manechine și cu trei încăperi specifice satului Deișoara și chiar vă invit cu tot dragul să veniți pe la Deișoara. În primul rând, bună ziua tuturor și ne bucurăm în numele colegilor și al meu personal că ați ales să fiți astăzi alături de noi. Din fericire, Castelul ne alege pe noi, ca și în 2014, an în care, tot datorită doamnelor, să zic așa, și reprezentative serviciului de cultură, de la Centrul Cultural Reduta, am sărbătorit împreună intrarea în patrimoniul UNESCO a Cetei de Feciori și iată că și în 2019 am ajuns din nou în aceeași formulă să vă colindăm, să jucăm și să ne bucurăm că încă în Deișoara se păstrează tradițiile și vrem să le arătăm tuturor că încă avem cu ce să ieșim în față, să zic așa. Am adus câteva fotografii specifice din Deișoara, care sunt expuse în o cameră, precum și cum zicea doamna Angela, o serie de păpuși îmbrăcate în costumul nostru, dar și două manechine exact după chipul și asemănarea noastră, dar și o masă cu bucate tradiționale de la Deișoara, la care vă invităm să vă și bucurați de ele. Mulțumim noi și mulțumesc eu că ne-ați ales și că împreună facem lucruri minunate. Mulțumim.